Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Bine ai venit la noi, Răzvan. Nu, nu, să nu spunem de câți ani ne cunoaștem. Dar cred că erai mică când ne-am cunoscut noi, da. Suntem întotdeauna. Eu vreau și ce vreau să te întreb pe tine, care este legătura ta cu bucătăria? Na, niciuna. Nu știu să fac nimic. Gina deja s-a dat pe maica mea acum o săptămână să întreb, auzi, dacă vreau să prăjești niște cartofi, noi poate nu ulei de măsline, dar râs maica mea jumătate de oră la telefon, să pe din pe cum să-i prăjești în ulei de măsline? Păi n-am alt ulei în casă, adică, și a zis nu, nici să-mi treacă prin cap, ok, bine, nu. Și acum ce arunci în tigaie? Acum nu arunc în tigaie, o să arunc într-o tavă pe care o bag într-un cuptor și fac o plăcintă pe care am învățat-o de la maica mea, o plăcintă cu iaurt. Singurul pe care știu să-l fac este plăcinta asta cu iaurt. Și pe cine vrei tu să impresionezi cu această plăcintă? Băi, am învățat-o de la maica mea, cred să-l impresionez pe taică. De când eram mic, țin minte exact că tata nu mânca iaurt, nu bea lapte, nu mănâncă brânză de niciun fel, niciodată. Și singurul pe care îl mânca era plăcinta cu iaurt pe care o făcea mama. Și atunci m-am gândit eu, înseamnă că e o șmecherie plăcinta asta. Și atunci am, din dorința, știi, când eram copil să-l impresionez pe tata, și am învățat-o cumva, dar nu-ți imagina că mi-aduc aminte. Și acum câteva zile am sunat-o și i-am zis, auzi, mai trimite și mie o dată pe WhatsApp. Cum se face plăcinta aia cu iaurt, tata? Cum ai că pui două foi de plăcintă și le ungi cu un topit? Adică cum se topește untul? Așa avea o întrebare. Da, și eu zic să o sun pe mama. Auzi, mamă, dar untul ăsta topit se găsește topit deja sau trebuie să-l topesc eu? Nu, îl pui tu la microunde 2 secunde, 3 și s-a topit. Zi-mi la câte grade trebuie să topesc și câte minute. Că lasă pe grade, câte grade are și îl dai acolo câteva secunde, că se topește imediat. Câte grade are? Bine, mama, te mai sun dacă... Bine, și asta a fost prima dilemă cu untul topit. Dacă se găsește gata topit sau trebuie să-l topesc eu? Bine. Da, nu se găsește gata topit. La sol, vezi? Trebuia să mă avertizezi. Da, la sol, da. Bine. Îmi pare rău, da. Bine, te mai sun. Pa. Că o fac așa dat de rar, cum am spus, încât uit de la o plăcintă la alta cum ar trebui să o fac. Și atunci o sunt pe mama și o întreb tot timpul. Auzi, mai zici și mie odată ce trebuie să fac și cum. Mama, o fi bun atât? O fi suficient atât? Vedem. Hai că afli și tu dacă sunt în stare să o fac sau nu pe plăcinta asta, că te-am tot păcălit că am făcut-o. Ceea ce e adevărat că am făcut-o, dar... Și mă îndeam acest șmecher dur, care nu are emoții, care ce mare lucru, fac o plăcită cu iaurt pe care am mai făcut-o de 100 de ori. Nu chiar de 100, dar de vreo 15 ori am mai făcut-o, e adevărat? Am uitat tot, beznă sunt. Oricum urmează să o mai sună, pentru că sigur că ea mi-a trimis un WhatsApp, dar cu siguranță a uitat să mai specifice câte ceva acolo, că o știu și pe maica mea, care este foarte pasionată de asta cu scrisul, cu mesaje, cu WhatsApp-ul. Sunt designer de pe la 16 ani jumate, când m-am apucat prima oară de făcut haine. Și de gătit, prima oară, cred că am gătit pe la 25. Deci, practic, știu să fac haine cu mult, mult timp înainte de a fi învățat vreodată să pard vreun ou. Deci, mi-a zis mama că se ung ultimele două foi cu un ou și puțin lapte. Acum te întreb pe tine, ce dracu înseamnă puțin lapte? O sun pe mama. Auzi, mama mea, ce înseamnă puțin lapte? Întreaba aia cu ouul de la final. Ce înseamnă puțin lapte? Adică definește puțin. Lapte? 5 ml de lapte, ca să pui un pic în ouul ăla, să dea culoare. Da, acum m-am încurcat și mai tare cu 50 de mililitri, adică două linguri, o lingură. Ce înseamnă puțin? Trei linguri, hai, bagă trei linguri acolo și două. Câte plăcinte faci? Nu, una fac, mamă, și n-am două, mi-a mai rămas un ou. Hai, bagă un pic de lapte și pune la salată. Nu este atât de colorat. O să iasă, da, o să iasă un fel de omletă cu puțin lapte peste foile de plăcintă, logic. Bine, te mai sun, pa. Lasă că iese bine, iese bine. Hai să vezi. Da, e perfect, sunt sigur. N-am niciun de ani. Dacă nu or să bată oamenii aici cu achiorii pe plăcinta ta cu iaurt, te pup, mama, mulțumesc, pa. Plăcinta cu iaurt o am caraper de la maica mea și mai am caraper ciorbă de varză sau ceva. Am învățat și pe asfalt, dar nu mai știu. Mama, o să te sun să mă înveți și cu ciorba aia cum stă treaba. Eu o scot, uite, am scos-o. Înainte că n-arată rău, pe bune că n-arată rău. Mama, sper că ești mândră de mine, n-am gustat.
Plăcințica este foarte gustoasă, e ușor suculentă și crocantă în același timp. E foarte bună. Bă, ne Dumnezeu. Mai ales că costa fide, bă, zic ce. Da, da, da. Nu cred, mă, așa ceva. Nu. Ce-ai nu? Făcut, Scarlet? Nu pot să... Deci ce-ai făcut? Nu deci vreau să știu cum de la ghicit asta. Păi de unde s-o ghicesc, mă, ghicit-o vrează să bești? De acu 2 ani de zile. Păi da, mă, de acu 2 ani la ziua ta eu mâncam... Era în dieta. Eram, dar nu mâncam de nicine. Da. Deci nu pot să cred. E ceva ce maica mea gătește, să știi. Da? Să știi că și eu știu de la maica mea să fac. Ce mai face, mă? Bine. Ți-ai transmis complimente din partea mea. Păi uite, ai transmis tu acum, o să bucure. Foarte frumos. Nu știu să fac nimic. Dacă mă puneți să jupoi vreo ceapă, s-a terminat. Așa cum ești tu cu bucătăria, așa sunt eu cu fashion. M-am gândit că și Scarlătescu-i la fel. Hai mă, că asta e bună plăcinta, pe bune. Păi și eu câteodată mă îmbrac bine, mă. Păi că te îmbrac altceva, dar să faci. Păi nu, că așa și Scarlătescu se pricepe să spună cum vrea să-i se facă lucrurile, adică asta înțeleg. Dar trebuie să le și faci. Da, trebuie să le și faci. Băi, am și o idee mică, mică. Băi, ai și fixă. Dar ți-a ieșit. Bă, tu știi cât l-am terorizat eu să-mi facă niște bluze? Cămășile pe care le-a purtat în primele sezoane, așa la cuțitei le-am făcut eu, după ideile lui el. Să nu ne înțelegem greșit, omul a avut ideile și eu doar le-am pus în aplicare. Așa a ajuns trademark-ul cu butonierele roșii și tot felul de alte minuni. Bă, mâine vă aduc o bluză de bucătar printre primele, când eram... Printre primele, când erai așa și primele sezoane aici. De ce costă atât? Păi zice, dacă ți intre 4 metri jumătate... Da, lui intrau două lungimi de bluză plus mânecă. Două lungimi. La care mă, la aia făcută de el cu aia cu frumoarele așa? Da, prima? Vai intra de mamă. Intra dublu material decât ți intră ție. Dublu? Da. Dar dacă ar fi să mergi mai departe, în ce echipă ai vrea să faci parte? Vreau să crălătesc ca să poți să-l terorizez. Normal, hai și eu. Deci voi știți cam cât l-aș teroriza? De când îmi doresc asta? Vai... Să fie terorizat. Să știi că de la tine aștept un cuțit. Am scăpat. Bun. Hai că mama o să bucure. Deci eu nu știu să prăzesc cartofi. Nu știu să fac nimic. Noi nu recunoaștem culorile, deci e ok până la urmă. Adică eu fucsia îl văd tot roz. Păi da, dar asta nu pentru că nu faci diferența între ele, ci pentru că în capul tău nici nu te-ai străduit vreodată să faci vreo diferență și exact. Nu ai trebuit să-ți încași memoria vreodată cu ceva. Hai să spun și eu atunci o chestie. Ia spune. Nici tu nu știi să gătești pentru că în capul tău nu te-ai chinuit niciodată. Eu plec acasă, deschideți ușile pe undeva. Mai stai un pic. Eu nu știu să gătesc. Aici nu ai demonstrat. Și eu mă cer cu nevastă mea care e gris și care e mai puțin gris și care nu le văd. Nu știu, ceva se întâmplă, dar... Nu o să-mi bat, nu. Băi, eu vreau să ies acum. Bă, dacă e bună, ce vrei, mă? Doamne, iartă-mă, deci... Bă, tu ai gustat din ea? Da, m-am gustat din ea. Tot ce știu să fac atât. Auzi, da, hai să-ți dau eu veste și mai nasoală. Nu înțeleg ce... Nu înțeleg. E cuțitul de aur, te trimite direct în echipă. Fute-mă de aici, mă deschideți ușile, că așa fac mișto de mine. Răzvan, ia ăsta e cadou din partea noastră, ca amintire. Da, să știi, da. Dar să știi că cuțitele astea au fost pe bune. Da? Bine, da. Vă mulțumesc. Răzvan, dar te iau în echipa mea. Nu începe și tu. De ce? Nu știu simpaticule. Să vedeți nimic. Ia mă, stai, ce-mi că spun imediat. Stai că spun eu imediat. Să cu de aici, nu? Da, liniștită. Și te-au luat emoțiile acum când ai auzit că e bună plăcinta. Bună, ce n-ai, mă? Du-te bună, tu. Mă. Foarte bună. Este perfect. Da. Asta ziceam și eu. Ia veniți, mă, să gustați și voi toți, mă. Bună și asta la altă. Stai, mă, veniți. Fane, vină încoace. Haide, veniți, mă, încoace să gustați. Hai. Lua și gustați. Vină, mă, Fane, încoace. Fane, vină, mă. Vină, mă. Ia, mă, și gustă. Voi n-ați fi dat cuțit, mă, pentru asta? Bă, n-ai mă ce să... Dacă e bun, e bun, mă, Răzvan. Ăsta îl dăm noi la prieteni. Dar să știi, dar să știi, că astea trei cuțite au fost chiar pe chiar le-ai meritat. Bă, bun. Bune, mulțumesc. Foarte tare. Apreciez. Bravo. Vă mulțumesc. A fost foarte gustoasă. Făcut bună, Răzvan. Mă bucur. Adică experiențe de genul ăsta mi se par plăcute și a fost o surpriză plăcută pentru mine să văd că au apreciat
plăcinta maică-mii, că nu e ca și cum aș fi învățat să o fac din altă parte. A fost o experiență mișto, adică m-a simțit foarte bine. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.